lecturii poezia care a scris-o academicianul Grigore Belosteșnic, rectorul Academiei de Studii Economice, și a fost publicată în Literatura și Arta 22 ianuarie 2009. Plânge țara, plânge neamul, plâng maturii și copiii, plânge cerul, plâng salcâmii, plânge soarele și luna, plânge candela în biserici, plâng izvoarele în tună, plâng că a murit poetul, plâng că a murit vierul. Să-l comemorăm, să-i citim opera mereu.